Șomerii vor putea participa gratuit la cursuri de formare profesională organizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT. Luna viitoare, agenția organizează 4 cursuri de pregătire destinate în principal persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și celor care doresc să se califice într-o meserie sau să se reorienteze profesional. La nivel județean, în luna august, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT își propune să organizeze 4 programe de formare profesională pentru 56 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Printre cele mai solicitate meserii pentru care se vor organiza programe de formare profesională se numără cele de contabil, manicurist, pedicurist, bucătar și frizer. Cursurile de formare profesională sunt gratuite pentru persoanele înregistrate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT și care se regăsesc în una din următoarele situații. Sunt șomeri, sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, desfășoară activități în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare sau au obținut statutul de refugiat. De asemenea, persoanele care realizează venituri pot urma aceste programe de formare profesională, suportând contravaloarea lor. Cele 4 cursuri organizate luna viitoare vor pregăti profesionali olteni pentru meseriile de contabil, manicurist, pedicurist, bucătar și frizer. La nivel național, agențiile de ocupare organizează luna viitoare 109 cursuri pentru 1611 persoane. La nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, de la începutul anului și până în prezent, au fost organizate 9 programe de formare profesională, la care au participat 155 de persoane în meserii ocupații precum îngrijitor copii, îngrijitor bătrân la domiciliu, agricultor în culturi vegetale și crescător animale, lucrător comercial, comunicare limba engleză, operator introducere, validare și prelucrare date și inspector resurse umane. De la începutul anului au fost încadrate 67 de persoane ce au absolvit programele de formare profesională desfășurate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT.